tot poporul ăsta, dacă îl consulți acum, reușești prin absurd să consulți, este de acord că școala românească nu asigură niște standarde. Exact. Nu asigură calificarea copiilor în niște meserii. Dom'le, scot după 12 ani, ei săraci, marea majoritate, habar n-au de nimic, exact. Nu ei fiind vinovați. Nu. Sunt școli unde li se dă laptele ăla stricat, li se dă gustărica aia stricată. Băi, eu iarăși ajung. Mer. N-am scris noi. Dăm mere, dăm Polonia. Mere din Polonia. Asta știu că mă, nu știa că strica. Ați văzut, expirat, mă, acrit. Au fost situații, sigur da, că fost, da. Au fost, sigur. Nenorocit. Băi, băi frate, i-ați văzut cumva pe oameni în stradă, nu, făcând un meeting, nu, că vor organizarea învățământului, reorganizarea învățământului, odată pentru totdeauna, că după modelul finlandez. Că vor să se respecte finlandez, legea, Mirel, că e lege 6% din PIB pentru învățământ. Dom'le, să iasă lumea în stradă, să zică, bă, gata, terminați. Cum să se uite cineva la nevoile poporului ăsta când poporul nu și le formulează? Cum? Nu și le formulează civic, ferm. Cum? Mă, tu ești anarhist. Tu trăi de fapt în stradă. Eu îi spuneam lui, băi, fraților, îi spuneam lui Traian Băsescu, atunci când era primarul capitalei, bă, și-o mora câini pe stradă. Și îmi zice, Traiane, termină cu prostia asta. Băi, românul e sensibil la subiectul ăsta. Lasă-mă animalele, băi, găsește-mă o altă soluție, mă. Băi, nu oripila, mă, copii, femei, bunicuțe, oameni cu suflet. Rămâne scenă în istorie. Zic, nu numai atât, eu știam că n-are rost să-i pun problema sentimental lui. Da. Da, și atunci zic, haide să-i pun problema practic. Practic. Zic, o să vrei să ajungi președintele țării ăsteia. Mă, o să spun în campanie electorală niște clipuri cu niște câini de aia spânzurați de hinghieri și, zic, poporul român e sensibil la chestii. Cine mă, dă-i mă în p, puncte, puncte, mea, că n-au memorie nici măcar de 3 zile, cât se spune, ci de 3 ore. Bă, așa vorbesc ăștia despre voi, mă, despre noi toți. De ce? Pentru că nu au nicio teamă, nu au nicio grijă. Ne-au scos rușii și, ne-au scos rușii și cu americanii în stradă în 16-22 decembrie. I-a scos SRI-ul pe copiii voștri ăștia din multinaționale pe 10 august sau pe cât, Doamne iartă-mă, a fost 2018. Nu are nimeni nicio grijă din partea ceea ce poate spune poporul român. Păi bă, frate, în țările astea unde există o cultură civică de sute de ani, păi se fac referendumuri și dacă să se pună pe o alee de parc două bănci sau trei bănci. Și evident poporul iese imediat în stradă. Da, bineînțeles. La noi, supremul gest civic îi bagă în măsa, nu mă mai duc la vot. Păi aia, exact asta. Păi cum să nu se facă, mă, ce prostie e asta? Ce dovadă de prostie. Păi, nu mă interesează, nu mă politica. Interesează, da. Mă, naivule, politica îți afectează orice aspect al vieții, da, naivule. Dacă vrei, politica îți afectează unde te duce copilul tău la școală. Tot. Îți afectează nivelul salariului, îți afectează vezi, unde spitalul, sănătatea, tot e politică. Dacă vrei să vezi un idiot, uite-te cu mare atenție la mine. Dom'le, în momentul în care s-au triplat facturile la gaze, zic, bă, gata, ia dracu pe ăștia. Îi ia lumea. Da, asta și asta e într-adevăr. Nici o problemă. Și culmea, a ajuns benzina, o blei. Nu interesează pe nimeni, da. Nu știu, eu nu conduc. Și că au venit și iar asta cu compensarea, de fapt, e tot furt. Zice, da, bineînțeles. Zice, domne, a venit cu soluția. Păi, domne, vină cu, întoarce-te la reglementare, cum s-a întors Spania, nu fă că aia cu compensarea. Sigur că, domne, factura ta e 200 de lei, acum la gaz, da. Păi 100 plătești tu și 100 plătește statul. Păi și statul de unde plătește? Din buzunarul lui Ciucă? Iar ăștia, ăștia care se uită la noi au grijă să ne înjure tot pe noi. Nu e adevărat, mă, nu te înjură. Uite, lumea este foarte ok. Ce ai? Nu. Da. Deci, mă, să dau exemple acum, da. A, bun, sigur, oameni care, uite, ne salută, nu știu ce, asta cu compensarea facturilor este furt. Da? Sigur le că dau da. Oamenilor să mută banii. Acum ci că 2 milioane de carduri le fac la oameni. Pentru ce mai dai, frățioare, că o să dai și pe cardurile câteva sute de mii de euro să le produci? Pentru ce dai carduri? Ca să le alimentezi cu ce? Cu 50 de euro? Care înseamnă cât? 4 lei pe zi? Păi tu plătești acum, statul român plătește, în loc să ceară, repet, plătește 50 de lei pentru cazare de ucrainian, statul român, pe zi. Pe zi. Și unul e amărât. Vai steaua lui, îi dai 4 lei? Da. Păi unde e logica? Cum? Adică, what the fuck? Adică, unde e logica? Domne, unde e? Și l-am făcut pe un PSD-ist, l-am făcut să recunoască într-o emisiune, pe la Antena 3, l-am făcut să recunoască că
le convine ce a făcut Virgil Popescu. Păi cum? Pentru că ajung bani mai mulți la buget. Păi da, explică-le oamenilor, spune-le asta, nu mai prostii. Dom'le, ce PSD și PNL a găsit soluția, dom'le. Păi ce să le explic? A găsit soluția PSD, care a rezolvat ce, dom'le, compensăm, facem... Păi e furtă la mâm, fraților, nu, adică e furt de banul public. Adică statul pur și simplu ia dintr-un buzunar și bagă în celălalt buzunar. Ca să nu mai spun că România are această particularitate, dom'le. Producția de curent electric. Păi curentul electric în România ar trebui să fie... Dacă nu, gratis, aproape gratis. Aproape gratis, că absolut. Toate unitățile alea, facilitățile de producție, sunt construite cu bani publici de români, de părinții noștri și de burinții noștri. Cu bani publici. Păi și tu acum te compoți. Dom'le, e capitalism, e piața liberă. Băi, frate, eu nu înțeleg chestia asta. Cum să plătesc eu același preț la benzină pe care îl plătește și austriacul? Că eu am resurse și austriacul nu are resurse. După aia ce voi ăștia de la aur, dom'le, v-ați opus, v-ați nu știu ce. Păi cine? V-ați opus? Nu vreți să fim independenți față de Rusia? Păi dar stai puțin, dar cine ne-a adus în poziția de să suntem independenți cu Rusia? Dane, dar tu cum vezi care ar fi varia? Că mi-am pus și o întrebare asta și ca mulți alții, bună. Unitățile astea le-ai privatizat deja. Multe dintre ele. Asta este, asta ai făcut. Da, asta vrei să faci cu hidroelectrica, deși e o porc de aur, o vacă de aur, am înțeles. Cea mai profitabilă companie a statului român. O vor da și pe aia, că la un moment dat se va spune, domnule, păi o să o dea ca să intrăm în Schengen. O să vină o explicație. Dar domnilor, dacă ai fi mâine la guvernare, mă, cum poți să faci să scadă prețul la curent sau la Robert, carburant? A existat o perioadă care nu este atât de îndepărtată în timp, da? Adică cu câteva luni de zile, când prețul era reglementat. Păi la prețul a reglementat, toată lumea de la nuntă era fericită, Robert, că Engie și cu Enel nu au zis, dom'le, nu venim în România, că nu se poate la prețurile astea. Au venit, la preț, au venit la preț reglementat. Au venit la preț reglementat, șefii mi-aș lua banii. În așteptarea liberalizării. Fără doar și poate, sunt total de acord. Dar n-a venit Enel, Engie, companiile astea, n-au venit cu unități de producție. Păi tu nu vezi, Robert, că toți, acum e ceva, toate multinaționalele, băncile, ăștia de nevând dude, toată lumea. Dom'le, noi ne retragem din România și apar pe la televizor ăștia, bulangii ăștia, bursieri pe afară. Dom'le, România riscă să se retragă. Nu se retrage, bă, nimeni. De unde că e liber la Ciordeală.